Bun găsit în zona comunicării virtuale. La început ne oprim pe pagina grupului Sinopsis, grup în care contributorii sunt intelectuali creștini foarte cunoscuți, dar și preoți cu lucrare deosebită. Astfel, părintele Jean Nicolae face o descriere a unui eveniment petrecut la Tismana în 1892, cu ocazia învestirii noului egumen, citez: astfel îl vom vedea ales pe capul vieții monahale de la Tismana, starețul Gimnazie Georgescu, purtând în ziua învestirii cel mai prețios odor bisericesc al mănăstirii Tismana. Patrafirul, fără de asemănare al cuviosului Nicodim cel Sfințit de la Tismana, purtat de către stareți numai și numai la desfășurarea acestui tip de ceremonial religios. Un prețios patrafir lucrat în fir de argint și dăruit cuviosului Nicodim de către mitropolitul Antim Cristopol, odată cu învestirea acestuia ca prim mitropolit al țării românești. Starețul Gimnazie Georgescu stă pe un covoraș împletit cu foi de porumb, ținând în mâini Evanghelia Bisericii Mănăstirii Tismana, iar în spatele lui se pot observa bătrânele uși de intrare în biserică, astăzi adăpostită în muzeul Mănăstirii Tismana. Din pagina criticului de artă Pavel Șușară aflăm despre, citez, desfășurarea unui interesant colocviu cu tema Teologia și Literatura. Participanți: profesor universitar Victor Ivanovici din Grecia, profesor universitar Călin Andrei Mihăilescu din Canada, profesor universitar Silviu Angelescu, părintele Ioan Pinta din Uflămând, părintele profesor Roberto Giraldo din Italia, părintele profesor Mihai Nimcenski, părintele profesor dr. Vasile Barbolovici, părintele profesor Nicolae Brânzea și, cu voia dumneavoastră, Pavel Șușară. Încheiem cu pagina de Facebook a lui Varujan Vosganian, din care citez: trăim într-o vreme a răzbunărilor, iar bătăile s-au mutat de pe câmpul de luptă, pe străzi și în casele oamenilor. Cât de departe suntem de gestul pe care, acum 40 de ani, Papa Ioan Paul al II-lea l-a făcut, vizitându-l în închisoare pe Ali Accea, autorul atentatului de la Vatican împotriva sa, pentru a-i spune că l-a iertat. Atât pentru astăzi, apostolatul digital își continuă mersul.